Ministerul Mediului și silvicultorii au început pregătirea pentru sezonul rece. Autoritățile au început inventarul și suplimentarea stocului de lemne disponibile pentru cetățeni. Chiar dacă vor fi destule, lemnele de foc vor avea prețuri mai mari în acest sezon. La momentul de față au loc pregătirile stocurilor de lemn. În mijlocit colegii de la Agenția Mold Silva și întreprinderile de stat silvice lucrează la acest capitol. Suntem în efectuarea analizelor, evaluărilor pentru a înțelege care sunt volumele necesare pentru anul acesta. Prețul la lemn evident că s-a mărit, ținând cont de faptul că s-au scumpit și carburanții și lucrările s-au mărit. Potrivit ministrului Mediului, la fel ca și în sezonul trecut, cetățenii din categoriile social vulnerabile vor beneficia de ajutor din partea statului. Ei pot depune solicitări la întreprinderile sau coalele silvice. Ministrul Rodica Iordanov a mai precizat că, potrivit calculelor, Republica Moldova are deocamdată suficiente lemne în stoc pentru această iarnă.